Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și mă bucur să văd atâta lume în sală. Este clar că nu sunt un antreprenor. Sunt, cred că, primul neantreprenor din pleiada de vorbitori. Dar totuși, în calitatea mea de corporatist, interacționez frecvent cu antreprenori și mă refer aici la companii care au fost create de și antreprenori și de cele mai multe ori încă sunt conduse de antreprenori. Vreau să subliniez că scurta mea intervenție reprezintă un punct de vedere strict personal și vă rog să o luați ca atare. Vreau să spun că 50% din volumul afacerii pe care o conduc se derulează prin distribuitorii noștri. Aceste companii sunt 100% companii create de antreprenori și evident deținute de antreprenori români. O să încep scurta mea prezentare cu o introducere. Și vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, globalizarea este o realitate, fie că ne place sau nu. Trăim într-o lume care este dominată de marile corporații multinaționale, iar din ceea ce vedem în lume, această dominație se intensifică. În acest context, cred clar că antreprenoriatul este sub o presiune crescândă și cred că el trebuie să evolueze în multe privințe pentru a se dezvolta și de multe ori chiar pentru a supraviețui. O să mă refer concret la problemele cu care mă confrunt, pentru că mie îmi place mai puțin teoria și mai mult practica și o să le enumăr într-o ordine nu neapărat a importanței, ci așa cum am crezut eu că e bine să le enumăr. În primul rând, constat în general lipsa unei strategii pe termen mediu și lung. Unde vreau să fiu peste 5 ani și cum ajung acolo. Mie mi se pare o chestiune esențială într-un business, indiferent antreprenorial sau nu. Majoritatea distribuitorilor noștri au un short-term philosophy. Eu cred că strategia este un element esențial pentru sustenabilitatea pe termen lung a afacerii. Chiar dacă pare un concept destul de teoretic, dar e important să știu unde vreau să ajung și e important să știu că am benzină ca să ajung acolo. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez și de care ne lovim destul de mult, sunt așa numitele investiții hazardate în business-uri altele decât cele core. Ca să vă dau un exemplu, pentru că exemplele sunt importante, din punctul meu de vedere, am avut la trecut un distribuitor care a decis să-și construiască un depozit, a cumpărat un teren și citesc din memorie, am cumpărat câteva hectare în plus pentru că a fost o afacere bună. Această afacere bună, în contextul în care businessul s-a micșorat, terenul a fost nevandabil, a condus la o insolvență. Repet, este un exemplu real. O altă problemă cu care ne confruntăm este lipsa unor persoane profesioniste în structura organizațională a acestor companii, în general generată de sloganul știu eu cum să-mi conduc business-ul sau un alt slogan, nu merită banii, sunt prea scumpi. Eu personal sunt convins că într-o structură antreprenorială un management profesionist poate să aducă valoare, dacă este lăsat să-și facă treaba, evident. Un alt element important de care ne lovim este un management al distribuției ineficient. Este foarte greu de crezut în 2015, aproape 2016, că încă mai primim rapoarte eronate, incomplete, indicatorii de performanță de genul track day average sau strike rate pentru foarte mulți dintre distribuitorii noi sunt inexistenți. Eu vreau să spun că lucrând la Coca-Cola, astea erau parte din religia companiei, adică de aici pleca măsurarea performanței. Din punctul meu de vedere, distribuția înseamnă în primul rând eficientă și control pe costuri. Și nu în ultimul rând, cred că antevorbitorii mei au atins acest subiect, așa că nu o să insist, de multe ori un management precar al cash-ului. Trebuie să o spun, chiar dacă e puțin dur, că de foarte multe ori business-ul distribuitorului este condus de salesmeni, care decid să listeze produse contra unui bonus imediat. Vreau să spun că clienții ajung să stea pe stocuri mari, produse nevandabile, rămân out of stock la produse cu rotație mare, nu plătesc furnizorul, rezultă un talmeș-balmeș și pe partea de turnover și pe partea de cash.
destul despre problemele cu care ne confruntăm noi zi de zi. Aș vrea să vă spun câteva dintre provocările viitorului, așa cum le văd eu. Din păcate, trăim într-un mediu de business care se birocratizează. În viitor, companiile multinaționale vor fi obligate să-și aleagă parteneri cu care vorbesc același business language. Sunt cerute tot mai multe date financiare pentru a diminua așa numitul risk of doing business. Știți foarte bine că există ratinguri de țară, în același timp există ratinguri și pentru companii antreprenoriale sau multinaționale. Vă dau exemplu Cofas, care este o companie cunoscută în domeniul acesta. Pe cale de consecință, limitele de credit vor fi direct corelate cu acest rating. Și eu cred că în viitorul apropiat noi nu vom mai putea colabora cu distribuitori a căror creanțe nu vor putea fi asigurate. În același timp se implementează așa numitele coduri de conduită în afaceri. Ele sunt obligatorii pentru multinaționale, nu sunt opționale. Și există proceduri foarte clare care trebuie implementate și care se referă la, vă dau doar câteva exemple, anticorupție, legea competiției, proceduri antispălarea banilor. Pe care de consecință, cred că toate acestea lansează provocări pentru modul în care partenerii noștri antreprenori înțeleg să-și conducă business-ul. Cred că antreprenorii activi în distribuția de fast moving trebuie să se focuseze pe dezvoltarea unei strategii, controlul strict al costurilor, înțelegerea importanței indicatorilor financiari, și nu în ultimul rând, atragerea unor profesioniști în poziții cheie. Vă mulțumesc foarte mult!